spre acest cuvânt din Scriptură, pentru că el, în structura lui, este un cuvânt care vine spre noi în a ne determina pe fiecare să facem o mutare, o alegere, o intrare în această seară. Este vorba aici de un imperativ pe care Hristos îl spune deodată: intrați. Și azi m-am gândit la acest pasaj în Scriptură, chiar vorbeam și cu soția despre el. Mi s-a părut foarte interesant, deși știu cuvântul ăsta ca și mulți de aici de foarte multă vreme, că Iisus le-a spus celor din vremea aceea și nouă în seara aceasta, că deodată noi ne aflăm într-un anumit spațiu destul de neutru. Și că nu suntem în regulă aici unde suntem și nu suntem și nu trebuie să fim liniștiți în spațiul ăsta neutru. Că suntem, de fapt, într-un mare pericol și că Dumnezeul care ne-a creat a trimis nenumărați emisari, proroci, oameni al lui Dumnezeu în decursul istoriei, în acest spațiu pe care Dumnezeu nu l-a vrut să fie neutru. Noi l-am ales și am ales o asemenea conjunctură. Și apoi, așa cum spune Scriptura, la sfârșitul vremurilor, a trimis pe cel mai important emisar al cerului, pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Iisus Hristos intră în acest spațiu, intră în istoria omenirii, ajunge în acest punct în care vorbește deslușit tuturor, indiferent cine suntem noi. Spunem foarte simplu și foarte clar. Și la un moment dat și foarte logic. Aveți două posibilități să ieșiți din acest spațiu neutru. Nu trebuie să mai rămâneți, e un punct de alarmă zero. Nu datorită pericolelor din Japonia. Altor pericole. E un punct de alarmă zero în această seară în Bistrița, în care emisarul cerului, cel mai important, îți spune dumitale și mie, trebuie să intri pe poarta asta. Eu îți spun asta. Dacă nu intri pe poarta asta, eu spun tot adevărul. Mai există o posibilitate, mai există o poartă, mai există o ieșire și foarte mulți se înghețuie să plece pe ea. Interesant că toți oamenii din spațiul ăsta în care suntem neutru, toți, într-un fel, vor să plece de aici. Asta arătând fără nicio o îndoială, că nimeni nu se simte confortabil aici pe planeta asta. Că suntem speriați, că suntem debusolați, că suntem nefericiți, că suntem hăituiți de dimineața până seara de ispite, de probleme, de necazuri, de vești proaste, de șocuri. Că astea se mulțesc, că nu mai știm să le controlăm, că ați văzut în zilele acestea că cel despre care Biblia spune că el prin cuvântul lui îmblânzește marea și spune